Am văzut un alt Traian Băsescu, un suprapreședinte care a ieșit așa să dea lecții tuturor. Ieșirea de astăzi nu avea nicio logică, nicio noimă, aveam luni ședință. Am calmat situația săptămâna asta, am zis toți că nu mai ieșim public. Deodată a simțit iarăși că vine un val pe care l-ar putea utiliza în creșterea în sondaje și a ieșit să critique pe toată lumea. Dânsul s-a plasat deodată deasupra tuturor, încercând să fie mediator între instituțiile statului, a declarat Ilie Sârbu, referitor la declarațiile lui Crin Antonescu. Acesta a apreciat că afirmațiile lui Antonescu sugerau că urmează să anunțe retragerea PNL de la guvernare. Aveam impresia că acum încheie cu declarația finală. Gata, noi ne-am retras, rămânem cei care slujim dreptatea, justiția până la capăt în România. E o chestie electorală pe care o simțim toți, vorbele sunt frumoase, dar nu sunt credibile. Ciolanule bun, lăsăm la guvernare, ne place să avem de toate, dar când e vorba de guvern și de șeful guvernului, atunci haideți să-i omorâm, să ne distanțăm de ei. Noi suntem altfel, noi luptăm pentru justiție, lucruri pe care nu le mai crede nimeni. A putut să creadă cineva tot ce a spus Crin Antonescu? Ăsta a fost cel mai dur atac de până acum, a mai spus Ilie Sârbu.